prima zi de după starea de urgență, prima zi din starea de alertă, prima zi dintr-o zonă gri, dacă vreți, din punctul de vedere al legislației, pentru că, o să vedeți imediat, avem restricții, dar cel mai probabil nu se pot da amenzi dacă aceste restricții sunt încălcate. Putem să-i mai spunem și prima zi dintr-un weekend în care oamenii cu siguranță își fac planuri să iasă în număr mare. Putem să punem multe nume acestei zile de vineri, putem să-i punem multe etichete. E clar că e o zi cu un impact psihologic special. O să vă arătăm imediat imagini cu ce s-a întâmplat în mai multe locuri din țară astăzi. Ne facem planuri, e clar, ne gândim deja la drumuri în afara localității, la turism, la felul în care lucram, munceam înainte de pandemie sau în orice caz înainte de declanșarea stării de urgență. Vom vorbi despre câte din lucrurile acestea vor fi și posibile în viitorul apropiat. Și ne uităm și la detalii. De exemplu, dacă putem să ne procurăm în număr suficient măștile și mai ales dacă ele sunt de găsit la acele prețuri pe care le indicau autoritățile. O să vedeți că sunt diferențe între ceea ce înseamnă piață liberă și dorința guvernului. Și tot astăseară vom vorbi și despre conflictul crescând dintre Statele Unite și China în contextul acestei pandemii. Știți foarte bine că erau pe poziții de forță și înainte. Ei bine, această situație le-a oferit un alt pretext pentru o încordare de mușchi. Cu ce consecințe pentru noi toți o să vedem ceva mai târziu în această ediție specială B1 TV. Prima zi de relaxare așadar, după două luni s-a reluat agitația în orașe, românii au ieșit din casă de la primele ore ale dimineții, asta s-a văzut imediat în trafic, în piețe și în magazine, a fost un adevărat furnicar. Să dăte libertatea asta și omul să simte mai bine. S-a văzut omul liber că au fost amenzile prea mari. O fost prea mari strictețe. Am stat în casă și s-a văzut și vremea e bună să ies afară. Tot natura ne dă sănătate până la urmă. În natură. Ce să facem? E lumea dornică, e primăvară. Piețele au fost pline la ora prânzului. Nici vorbă ca oamenii să respecte distanța față de ceilalți cumpărători. Mai mult, pentru unii, ieșirea la cumpărături a fost și prilej de socializare. Efectul relaxării s-a văzut și în trafic. S-au aglomerat străzile, mașinile au stat din nou bară la bară la semafoare. S-a aglomerat de când a trecut această pandemie. Începe să aglomereze. Începe să aglomereze. Să stă la semafor cel puțin 5 minute. Forfătă a fost și în magazinele cu acces stradal. La amiază, 10 de persoane așteptau la intrare pentru o sesiune de shopping. Oamenii păstrau distanța, erau echipați cu mănuși și măști, iar angajații magazinului permiteau intrarea în magazin în grupuri mici. Suntem foarte entuziasmate. Bineînțeles că e bine că ni se ia temperatura. Suntem entuziasmate, în principiu. Ce v-ați cumpărat? Și din casă, după două luni și jumătate. Ceva de îmbrăcat, că ne-a lipsit, sincer. Nu e același lucru ca a cumpărat de pe online. Relaxarea a continuat în parcuri, însă cu câteva restricții. Locurile de joacă vor rămâne în continuare închise. Încerc să savurez libertatea ieri. Deci, încet, încet, cum am zis, să intru în normal. Bine, conform restricțiilor care încă mai sunt în vigoare. Chin a fost. Dar e bine că s-a deschis și trebuie să deschide toate restaurantele. Cu sau fără măști, oamenii par să fi uitat complet că încetarea stării de urgență nu echivalează, din păcate, cu finalul epidemiei. Da, îl salut pe secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Mulțumim că sunteți alături de noi și prin telefon în legătură cu noi este și profesorul Alfred Bulai, sociolog. Bună seara, domnule profesor! Bună seara. Nu pot decât să încep cu dumneavoastră, cu perspectiva dumneavoastră, pentru că ați văzut ce zicea o doamnă ceva mai devreme, se dete libertate, s-a dat libertate. Bun, acum sigur că sunt oameni care au fost speriați de supraexpunerea informației. Practic, la un moment dat, în prima fază, nu exista nimic. Nu mai era nici starea vremei, nu vorbeam decât de virus. Și sigur că relaxarea a început mai demult. Totuși, eu am mai văzut oameni pe stradă și în zile trecute.
Singura perioadă a fost că lumea era chiar toată speriată, acum o lună jumate, două. Ușor, ușor, lumea s-a mai relaxat, ea pur și simplu cu mult înaintea zilei de azi. Asta sigur că mulți au simțit nevoia să iasă, mă refer și la cei care nu, mă rog, care au stat în case. Asta nu s-a întâmplat numai în România, s-a întâmplat în toate țările. Asta ce e un fel de ieșit demonstrativ, domnule profesor, adică pentru că se poate, n-am treabă, sigur că și acum o lună, de exemplu, poate avea niște lucruri de rezolvat, dar te abține. Da, sunt mai multe categorii. Aici sunt oameni în vârstă, de exemplu, care au respectat în mai mare măsură restricțiile, fiind mai speriați, inclusiv de spectrul amenzilor aberante, și care, mă rog, sigur că acum se simt mult mai liber să iasă pur și simplu. Au fost mulți bătrâni care ieșeau și în pur și simplu să se plimbe fără câine, fără nimic. Sigur că depinde de comportament. La țara lumea nu s-au foarte mult cu restricții în niciun moment. Nu mă refer la zonele rurale periurbane, ci la rural, adevărat, unde nu spuneam probleme chiar așa mari. Deci sunt comportamente diferite pentru că oamenii sunt diferiți. Nu trebuie să, cum să zic, sigur că acum practic toată lumea are simțit situația de, mă rog, nebunia de a sta în casă și un oarecare pretext, pentru că de fapt totul era ca să inventez un pretext ca să ieși din casă, că despre asta e vorba. Ori nu mai e nevoie de acest lucru și atunci sigur că relaxarea, pe de altă parte, e și un pic terapeutică pe multe chestiuni care erau evident aberante. Asta cu parcurile n-a fost niciodată o chestie sănătoasă la cap, că chiar nu se duce lumea în parc că se înghesuie, e invers, adică te duci să te relaxezi, deci nu, nicăieri nu a demonstrat cineva că atacă virus în parcuri. S-au constatat totuși niște cazuri de persoane care stăteau un număr prea mare pe o singură bancă și aici tot din acea dorință a unor oameni de a socializa, de a se duce. Ei spuneau, dom'le, sunt în aer liber, nu mi se întâmplă nimic, dar stăteau la 50 de centimetri de următoarea persoană cu care stăteau de vorbă. Bun, aici lucrurile, haide să vedem, vor fi analize serioase care se facă pe plan mondial, numai în România. După aia vom vedea noi exact care au fost și care sunt riscurile, unde sunt riscurile. Doar atât vreau să vă spun că primele 10 cele mai aglomerate orașe din lume nu sunt probleme decât într-unul, New York. Deci trebuie să fim mai atenți la datele astea legate de aglomerare. Stați că vedem acum și perspectiva medicală a domnului secretar de stat Andrei Baciu. Ce v-au spus imaginile astea? Sau cum proiectați așa la nivelul ministerului zilele care vor urma, ținând cont că vine și weekendul ăsta în care nu prea avem regulile bine puse, sancționabile, să zicem așa, și oricum ne pregătim de o perioadă pe care o veți monitoriza? Absolut. Aceste analize se desfășoară permanent și sunt mai mulți indicatori pe care putem să-i analizăm zilnic. Unul pe care putem să-l înțelegem cu toții este distribuția probelor pozitive, a diagnosticațiilor pozitive, în funcție de fie de un interior unor focare, fie, în fine, pe mai multe criterii epidemiologice. Însă, ce este important, ca să vă răspund la întrebare, sigur, s-au relaxat câteva măsuri administrative, trebuie să înțelegem că acest virus nu a dispărut dintre noi și chiar dacă există, mă rog, lumea iese din case, ceea ce este important să se respecte aceste reguli care, ele au o singură menire, acelea de a proteja sănătatea populației prin stabilirea unor elemente de referință care să împiedice transmiterea virală. Din acest motiv, și în cazul în care trebuie să facem o deplasare în afara locuinței, e important și condițiile în care o facem. Purtarea măștii este esențială. Trebuie purtată și trebuie purtată cum trebuie, care, într-o măsură în care să acopere și nasul și gura, nu sub bărbie. La fel, când dai jos masca, o dai jos, o arunci la coșul de gunoi și igienizezi mâinile, pentru că sunt șanse ca fața externă a măștii să fie contaminată. Distanțarea, igiena mâinilor, toate aceste elemente sunt extraordinar de importante, chit că există poate evident o creștere a interacțiunilor sociale, distanțarea și evitarea grupurilor de persoane. Deci, din punctul ăsta de vedere,
în momentul de față discutăm de un set de măsuri care au fost luate pe baza unor analize epidemiologice, măsuri de relaxare administrativă, să nu translatăm acest termen în, când e vorba de comportamentul nostru, trebuie să menținem aceeași rigoare și aceeași responsabilitate în reflexele și comportamentele pe care le avem. Și aș puncta un element important, cred că putem și ar trebui să, să vorbim despre beneficii. Faptul că s-au respectat cu mare strictețe și cred că aceasta este ideea definitorie a ultimilor două luni, toate măsurile impuse ne-au condus într-o situație favorabilă care ne-a permis să relaxăm măsurile administrative din punct de vedere epidemiologic și medical și social, bineînțeles. La fel, în extensie, comportamentul și măsura în care vom înțelege să fim responsabili în continuare ne va conduce într-o situație favorabilă, astfel încât în două săptămâni, când se poate pune problema unei analize a conformației măsurilor impuse, măsurilor administrative, dacă avem un comportament care rupe lanțul de transmitere virală, sigur că se permite și se pot lua în calcul și o relaxare suplimentară. În caz contrar, evident că trebuie conținute și limitate orice fel de focare noi apărute. Profit de ocazie să vă adresez o întrebare pe care noi am tot la care noi am tot încercat să găsim un răspuns în această perioadă, cam de când s-a anunțat prin vocea președintelui Iohannis faptul că nu se va prelungi starea de urgență, dar mai ales acum în ultimele zile, dacă vreți după 1 mai, când noi am început să avem acest platou de infectări, chiar dacă e unul dinți de fierăstrău, cum se spune, adică poate avem 190 într-o zi, 320 în alta, media e pe undeva pe aici, 270, hai 300 maximum de infectări pe zi. Nu e un număr mare, am mai spus-o comparativ cu alte țări, că tot auzim asta din partea autorităților. E foarte adevărat, nu crește dramatic, dar nici nu scade semnificativ, domnule secretar de stat. Adică noi presupuneam că o relaxare se face atunci când numărul scade și scade așa. În fiecare zi mai scade până ajunge sensibil mai mic decât cât era pe o perioadă comparativă anterioară. Și vă mai întreb, cum s-a luat această decizie a relaxării măsurilor? S-a considerat că e un număr sigur de infectări zilnice, că nu pune nicio problemă, sau s-a mers pe ideea, domnule, trebuie să facem ceva, că orice decizie e mai bună decât nicio decizie și hai să vedem ce se întâmplă dacă relaxăm. Bun. Acum sunt câteva principii și cred că este important să înțelegem aceste principii, pentru că pe aceste mecanisme se vor baza și deciziile viitoare, orice fel de măsuri viitoare se bazează practic pe aceleași principii epidemiologice. În primul rând, când te uiți la distribuția, la dinamica epidemiologică, nu te uiți de la o zi la alta, pentru că datele sunt neconcludente în acest fel, ținând cont că vorbim de un agent patogen viral care are o perioadă de incubație de 14 zile. Corect. Ce înseamnă chestia asta? Noi vorbim deja de vreo 3 săptămâni care arată cam la fel. Da, nu sunt 2, sunt 3. 14 zile, 21 de zile, adică e undeva, nu este semnificativ mai mare decât perioada general acceptată ca fiind perioada de incubație virală, pe de o parte. Pe de altă parte, suntem totuși într-o ușoară pantă descendentă, în sensul în care se observă totuși o scădere mică, ce-i drept, pe un platou, dar cu o tendință descrescătoare. Ca să observi, cu ce spuneați și dumneavoastră, orice măsură implementată, rezultatul acesteia se evaluează peste 2 săptămâni. La fel și în cazul nostru. Toate măsurile care au fost luate în trecut, abia în ultima perioadă începem să vedem exact rezultatele acestor măsuri. Mai mult decât atât, toate deciziile care au fost luate cu privire la măsurile, relaxarea unor măsuri administrative în momentul de față, au fost bazate pe analize foarte serioase din punct de vedere epidemiologic, social, medical, pentru că până la urma urmei, cheia succesului din punctul de vedere al unui sistem de sănătate este acela ca atunci când ai o boală contagioasă care se transmite atât de ușor și persoanele care se îmbolnăvesc au nevoie de asistență medicală în interiorul unui spital, ideea este ca transmiterea în cadrul comunității, numărul de cazuri apărute pe unitatea de timp, să nu depășească capacitatea sistemului de a oferi respectivelor persoane asistența medicală de care au nevoie. Și s-a dovedit că n-a fost depășită. Din fericire, în cazul nostru... Suntem într-un fel într-o perioadă de apel la responsabilitate din partea cetățenilor, domnule profesor Bulai, pentru că și premierul Orban făcea din nou apel astăzi la același lucru, mai ales în contextul acestei discuții despre amenzi, dacă se pot da sau nu până luni, când intră în vigoare acea lege care le prevede explicit.
pentru că am mai stabilit odată, potrivit Curții Constituționale, nu poate să restrângă guvernul prin indiferent ce comitet, libertățile, și ca atare rămâne incertă și povestea asta a sancțiunilor. O să vorbim despre asta imediat, ceva mai încolo. Dar vreau să vă întreb dacă credeți în transferul ăsta de responsabilitate și dacă oamenii, cum se împacă dorința asta de a ieși la finalul unei stări de carantină cu apelul ăsta care le spune, da, ieșiți fizic, dar de fapt trebuie să vă comportați la fel. Există o tară pe care o au mulți în societatea asta, inclusiv sau mai ales politicienii. Ei cred că românii stâmpiți, pe cuvântul meu. Dom'le, dacă e o problemă cu sănătatea, cu alimentele, cu orice, am nevoie de informații. În rest, mă responsabilizez și singur. Pot exista excepții, indiscutabil, dar vor exista întotdeauna în orice societate. Atât timp cât nici apare relaxarea. Oriunde a apărut relaxarea, nu în România, să ne înțelegem. În momentul în care, de fapt, eu n-am contact direct cu boala, am doar cu imagine din presă, atunci evident că mă simt relaxat. Dar să știți că, în condiții normale, dacă un om este bolnav, caută în gospodărie, fără niciun coronavirus, înainte de toată nebunia asta, caută să evite cât mai mult să îmbolnăvească pe cei din jur. Adică ia și singur măsurile, trebuie să ne zică domnul prim-ministru. Deci, din punctul păi da, dar trebuie să știe, adică să aibă o minimă educație în legătură cu boala asta, cu coronavirusul, nu? Să știe cum se transmite. Poate el e plin de bune intenții, dar... Haideți să discutăm, Tudor, acum hai să vorbim și cu datele în față. În România mor 700 de oameni pe zi. Da, că mi-ai zis dacă sunt mulți sau puțini. 700 oameni mor, 250.000 mor în medie pe an. Ăștia mor de boli, că nu se moare altfel. Câteva mii sunt în accidente și crime și chestii de genul ăsta, 2000 și un pic, deci toți sunt mor de boli. Deci sunt mult mai mulți bolnavi. Pe de altă parte, scuză-mă, ce înseamnă numărul de 200? Nu înseamnă nimic pe zi. Pentru că habar n-avem cum e produs. Eu știu cum e produs. Pentru că după codurile, deci se testează un număr mic de cazuri și ăia care sunt de regulă suspecți. Deci din acest punct de vedere, dacă testăm mai puțin, stăm mai bine. Punct. Da? Haideți să fim serioși. Deci noi vorbim acum de niște date în alte aproximative, de aceea diferențele între țări, că nu sunt nici mai diferențe de epidemie, ci și de procedură de înregistrare. Mă bucur că ați adus vorba și de asta. Da, domnule Baciu, dacă numărul ăsta de infectări e constant, numărul de persoane testate e cumva constant, bazat pe aceeași filozofie a testării atunci când apare câte un caz, plus persoanele care se testează, da, cumva sunt un număr limitat. Medici, oameni care lucrează cu acest personal sunt testați repetat. Persoanele cu afecțiuni respiratorii nu sunt testate preventiv, cămine de bătrâni. Cât de mare poate să fie sfera asta? Că e și ea finită la un moment dat, nu? Și atunci întrebarea e așa, relevant nu e neapărat câte teste sau câte persoane s-au făcut, ci testăm și alte persoane decât astea din categoriile astea mulțime finită? Mergem mai departe cu persoane noi testate aleatoriu ca să vedem dacă descoperim altceva? Cu privire la testare, tot la fel aș vrea să precizez câteva elemente importante. În primul rând, fiecare acțiune trebuie să aibă un obiectiv. Obiectivul pe care dorim noi să-l atingem cu politicile de testare, care sunt cele recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății, obiectivul este acela de a identifica persoanele care au fost expuse și au un risc crescut de a fi pozitive. Și practic există aceste recomandări la Institutul Național de Sănătate Publică, care au fost updatate de o manieră de la câteva săptămâni. După care, pe baza acelor recomandări, medicii epidemiologi din cadrul DSP-urilor efectuează anchete epidemiologice, identifică persoanele care se încadrează și care ar trebui să fie testate, prelevează probe, respectivele probe sunt trimise la laboratoarele care prelucrează testarea prin metoda de real-time PCR. Aici vorbim de o testare care identifică virusul, prezența virusului în interiorul organismului. Și este singura metodă care poate să pună un diagnostic valid. Mai sunt și alte, sunt sigur și teste rapide pentru care detectează prezența virusului, însă nu sunt deloc fiabile în momentul de față, de asta nu se folosesc. Doar o secundă, că este extrem de important din punctul meu de vedere. Mai sunt și alte tipuri de teste care detectează prezența anticorpilor. Noi, în momentul de față, așa cum am spus, identificăm
identificăm, căutăm să identificăm toate persoanele bolnave. Cu prezenți, care au prezenți, care da. Au virusul în organism. Care au fost bolnave și acum au dezvoltat anticorpi. Exact, pentru că, în primul rând, testele disponibile în momentul de față, cele care detectează anticorpii, nu au o sensibilitate și o specificitate încât să fie recomandate de către Organizația Mondială a Sănătății pentru a fi folosit. Ele pot fi folosite numai în scop științific. Cum vor putea fi folosite? Vor putea fi folosite în ceea ce a anunțat și domnul ministru al Sănătății, domnul Nelu Tătaru, în desfășurarea unui studiu care să identifice o seroprevalență în rândul populației după ce trece un prim val. Ok, da, asta e pentru cei care ar fi făcut deja boala și acum descoperim că au dezvoltat anticorpii. Exact. Întrebarea mea era așa, ținând cont că toți specialiștii spun, domne, foarte puține din persoanele infectate prezintă de fapt simptome și pot să infecteze, bine mersi, o grămadă de lume, dacă nu e util un pas mai departe printr-o testare aleatorie a prezenței bolii, nu a anticorpilor. Deci o testare real-time PCR, exact cum faceți pentru persoanele care deja au simptome. Că poate ne ajută să descoperim ceva, nu știu, statistic vorbind, o testare făcută după un algoritm anume, descoperă într-o comunitate infectați, care n-au niciun simptom, probabil nu vor avea până la capăt niciun simptom, dar care între timp, dacă sunt identificați ca bolnavi, ca infectați, ca purtând virusul, pot fi izolați, să zicem, și nu mai răspândesc în acea comunitate virusul, dacă sunt testați, fără vreun motiv aparent. Asta e întrebarea. Putem să facem așa ceva? Pe comunități anume? Să știți că, cumva, această idee este de utilizat, este depus în practic atunci când vorbim și de alte tipuri de teste. Iertați-mă, eu înțeleg că Germania asta a făcut în momentul în care a relaxat măsurile. A zis foarte bine, relaxăm, dar și testăm aleatoriu o grămadă de lume ca să vedem dacă nu cumva asimptomaticii circulă bine mersi printre noi și răspândesc virusul. Și noi facem un lucru asemănător. Se testează o categorie, în primul rând, de personal expus, cum este vorbind de personalul medical, și pe de cealaltă parte se testează și pacienți care au anumite patologii cronice, cum sunt și pacienții dializați, pacienții cu boli oncologice și alte tipuri de pacienți. Deci, suspecți de serviciu, adică. Legătură cu reprezentativitatea, domne. Testați oameni care sunt mai mare măsură expuși. N-are nicio legătură cu ideea Asta era și întrebarea mea, recunosc, domnule Baciu. Dacă nu, dincolo de cercul ăsta de suspect de serviciu, între ghilimele, adică persoane predispuse la risc, medici care intră în contact, cercul de apropiație ai unei persoane descoperite bolnave și așa mai departe, nu facem o testare, dacă vreți, preventivă, nu știu cum să-i spun, nu una reactivă. Adică, odată ce am descoperit infectatul, testăm pe toată lumea. Nu. Tocmai ca să o astfel de activitate, ca să aibă o valoare din punct de vedere epidemiologic, aceasta, vorbim practic de un studiu de seroprevalență, astfel încât să poți să identifici lucruri care s-au făcut în Spania, de exemplu, și, mă rog, au niște rezultate preliminare. Dar ca să aibă o valoare epidemiologică, ca să poți să identifici cam care este proporția dintr-o populație care a trecut prin boală, se face tocmai o testare care identifică prezența, caută să identifice prezența anticorpilor. Rezultatele preliminare din Spania spun că sunt practic undeva o proporție destul de scăzută, undeva la 5%, dar trebuie să ținem cont și de faptul că Spania a avut un număr semnificativ de cazuri, foarte mare, dificil de gestionat. Deci, toate acțiunile și instrumentele epidemiologice pe care le are medicina românească, medicina la ora actuală, la îndemână, sunt folosite, însă acestea trebuie să fie folosite pe baza analizei și recomandărilor unor experți, ca tocmai pentru a putea avea un rezultat valid, care să-ți folosească la ceva și care să te poată ducă, să te poată ajuta să faci niște previziuni pentru etapa următoare. Este fix ceea ce a anunțat și domnul ministru al Sănătății, domnul Nelu Tătaru, dar este important să vezi acest lucru în dinamica epidemiologică și așa cum a prezentat domnia sa, după epuizarea primului val, prin care trecem în continuare, tocmai pentru a putea pregăti mai bine perioada imediat următoare, o eventualitate. Deci asta se va întâmpla din iunie, înțelegem. Exact, în perioada următoare, este în strictă dependență de dinamica epidemiologică, pentru că trebuie să aibă o valoare epidemiologică pentru a putea fi astfel încât rezultatele obținute să genereze niște analize, să genereze niște soluții care să îți conducă la niște politici de sănătate care au rezultate superioare unei acțiuni în ordine. Deci, cumva, la finalul acestei stări de alertă pe care am început-o astăzi și la care m-aș întoarce, pentru că merită discutat despre felul în care noi trecem și de weekendul ăsta, dar și de perioada următoare, că e așa, un fel de șchiopătat deocamdată în materie de
de plan și de coerență. Un exemplu, iată, astăzi am primit cu toții pe telefoanele mobile mesajul Ro Alert, care anunța instituirea stării de alertă în toată țara și măsurile sanitare de protecție. Dar ce să vezi, lucrul ăsta s-a întâmplat undeva în jurul orei 2, la prânz, la vreo 14 ore după ce starea de alertă a intrat în vigoare. Și ni se spune acolo ce ni s-a spus de altfel și înainte. Respectați cu strictețe măsurile sanitare, pericolul rămâne ridicat, nu atingeți suprafețe pe care au pus mâna multe persoane, păstrați distanța de 1,5 metri, spălați-vă regulat mâinile cu apă și săpun. Precauție extrem de importantă în această perioadă. Da, sunt, iată, tot felul de recomandări pe care noi le tot auzim. E bine că le tot auzim. Domnule profesor Bulai, are efect povestea asta? Adică, având în vedere că lumea o fi înțeles că dispare într-o oarecare măsură pericolul, s-au gândit oamenii să ne bombardeze și cu mesajele astea? Nu, ideea este alta. Experiența cu coronavirus are și efecte pozitive, indiscutabil. Cele de igienizare, de exemplu, prin spitale, unde până acum nu erau la spitale bune, nu aveau ea săpun. Dar lucrurile sunt un pic mai complicate. În sociologie există un sociolog mare francez, Romain Baudon, care a introdus termenul de efecte perverse. Dar există efecte perverse, adică altele decât le-ai gândit tu. Partea amuzantă este că chestia cu săpunul și spălatul este extrem de utilă pentru microbi și bacterii. Real. Acum, virusul e ceva foarte mic. L-aș întreba, dar nu vreau să fiu nesimplu, domn doctor, cam care e dimensiunea unui virus în nanometri și cât e un nanometru. E ceva foarte, foarte mic. Care nu... Deci, chestia asta care se sugerează, oprit de mască și alte tâmpenii de genul ăsta, că se neacă de la apă, ar trebui să fie o ființă vie, mă rog, e o întreagă discuție. Dar normele de igienă sunt bune, indiscutabil. Chiar dacă nu arată apără de virus, normele de igienă sunt bune. Masca e bună ca să nu difuzezi tu, nu te apără tată de niciun virus, să termină cu prostiile. Păi hai să tranșăm și asta medical, iertați-mă o clipă, domnule Baciu. Da. N-o fi masca infailibilă, că noi nouă ne-a spus OMS-ul asta încă de prin ianuarie ne tot spunea, domnule, nu vă agitați să cumpărați măști că vă apără de alții, dar între timp s-a constatat totuși că aceste particule purtătoare de virus, nu pe care noi le emitem când strănutăm, tușim sau vorbim mai tare și aceste particule pleacă, se pot opri mecanic vorbind totuși, nu într-o plasă de protecție, cât o fie așa de discutabilă. Dacă vreți, e mai bună decât nimic, înțelegem. Absolut, absolut. Dacă masca este purtată și utilizată corect, cel puțin masca chirurgicală, clasică, cea pe care o vedem cu toții, ea are undeva, mă rog, sunt studii care spun că ar avea undeva ar oferi o protecție pentru ceilalți, privind, dacă e să vorbim de transmiterea pe care o face persoana care poartă mască, undeva la 80%. Dacă ea este purtată corect, astfel încât se acopere atât nasul cât și gura, nu purtată sub bărbie și așa mai departe. Pe de o parte, însă, masca mai are un rol important din punctul meu de vedere. Îți este dificil să, în mod direct, să îți atingi nasul sau gura cu o mână care, cu mâna care poate nu este neapărat spălată cu 3 secunde înainte și astfel limitează suplimentar transmiterea și eventuala contaminare. Mai mult decât atât, există într-adevăr câteva studii cu date preliminare care arată totuși un beneficiu substanțial cu privire la limitarea transmiterii virale în societate atunci când masca este purtată de către o proporție de cel puțin 70-80% din populație. Deci mai are și există și un efect de masă al purtării măștii, nu numai un efect de protejare a celorlalți. Așa cum am spus, este dificil, trebuie purtată corect. Dacă tot am vorbit despre asta, masca a devenit un accesoriu obligatoriu începând de azi. Va trebui purtată în toate spațiile închise aglomerate, de la mijloace de transport în comun până la magazine și la serviciu. În aceste condiții, totuși, prețurile rămân mult mai ridicate decât cele despre care vorbeau autoritățile. Mai precis, ministrul economiei, care spunea că n-ar trebui să mai treacă de 2 lei și ceva. Hai să vedem ce se întâmplă în farmacie. Ai zis și eu o mască, vă rog. 3 lei. Este obligatoriu de astăzi. Da. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc mult. Aveți măști?
Cât costă masca? 4,50 lei. Vreau și eu una. Da, e piață liberă, domnule profesor Bulai. Pe de altă parte, ministrul economiei Virgil Popescu ne-a bombardat cu mesajele astea despre cum o să se asigure măști pentru persoanele în nevoie, cum o să se asigure măști pentru elevii și profesorii care merg la școală pentru pregătire, când or merge, zilele următoare. Și mai ales, domnul Popescu ne spune, nu ar trebui să mai existe măști care să treacă de 2 lei și ceva. Prețuri ca 4, 5, 6 lei n-ar trebui să mai apară. Dar ce te faci că ministrul e un politician, iar piața liberă, farmaciile, comerțul sunt altceva? Tudor, e mai grav de atât, că nu contează atât de mult prețul. Eu am avut curiozitatea să mă uit la instrucțiunile producătorilor care vând. Mă rog, ăștia mulți au tradus automat, că traduce un calculator. Dom'le, cele mai multe erau pentru praf. Nici măcar pentru vreun microb ceva. Pentru praf. Să nu-ți intre praf în plămân. Adică problema este că nu-i poți 5 lei, problema este că nici nu-i bună la ceva. Adică nu e, stați puțin, ne discutăm de măști și unii vorbesc despre masca aia chirurgicală de adevărată, le poartă la o operație, dar se văd niște cârpe, doamne, de chinezești în comerț. Adică problema este cine garantează că prin tot ce înseamnă distribuție de măști în România, alea au vreo valoare, sau dă și banii ca să avem o cârpă frumoasă pe față. De fapt, oricum ne-a sugerat un politician că și dacă pui un batic e același lucru. Adică, mă rog, deja e o glumă. Ce vreau să spun este că pe mine nu mă interesează doar prețul. Și dacă îl dai de pomană, că e destul, adică suspiciunea cea mai mare este că cele mai multe n-am nicio treabă. Aici nu a intervenit nimeni să sau, facă proanaliză. Sau, cum spunea domnul secretar de stat mai devreme, dacă sunt purtate corect, folosesc și ele la ceva. Nu te încurcă mai mult decât ajută. Bun, nu o să facă rău masca neapărat. Evident că nu face rău, adică nu asta e marea problemă. Dar, repet, e o chestie de civilizație că masca, în primul rând, și au zis-o, mă rog, mai e un business mare cu măștile, de-aia această nebunie. Dar, în alte părți, lucrurile au spus specialiști foarte clar. Bă, tată, e bine să porți mască fără și un coronavirus când ești bolnav, că atunci când strănuci, tu nu mai poți să arunci la 2 metri, mă rog, secreții nazale, salivă și așa mai departe. Despre asta e vorba, că acolo în ele sunt viruși. Asta e tot. Nu că te apără, frate, de virus. Deci da. E vorba de o chestiune de civilizație care, da, sigur, poate avea efect. Dar, repet, nu vreau să intru în amănuntul de genul ăsta, dar datele statistice pe planeta asta sunt cel puțin ciudate. Pentru că țările alea care poartă măști nu prea au chiar așa multe situații foarte bune față de alții care nu au avut idee. Da, eu am spus la începutul, numai atât vreau să spun, Tudor, la începutul acestei epidemii, eu am spus, deci când erau două cazuri, 50, că noi nu vom fi niciodată în situația Italiei, care deja a sărit în aer, sau a Spaniei. Pentru că noi avem două date fundamental diferite, n-au legătură cu măsurile luate de guvern. Unu, speranța noastră de viață e mult mai mică și ne uităm care este mortalitatea și structura pe vârsta mortalității. Doi, ne-a ferit Dumnezeu de spital. Noi nu credem în spital. Sistemul de marchizare a sănătății în România... Aici cred că toată lumea a fost de acord de la președinte care ne-a zis nu vreți să ajungeți pe un pat de spital, ne-a zis textual, până la toți cei care am avut experiențe într-un fel sau altul discutabile cu sistemul din sanitar. Întotdeauna Tudor și în comunism. Și atunci frica păzește pe pene. Spitalul e o confirmare, nu e salvare în România. Aș vrea să vorbim un pic și de aceste măsuri care s-au relaxat de astăzi pentru toată lumea, chiar și pentru acele zone pe care probabil mulți s-au gândit că nu le va atinge această relaxare, dat fiind statutul de focar pe care l-au avut și mă refer la Suceava, la județul Suceava, acolo unde au fost cele mai mari probleme și sunt în continuare. Numărul cel mai mare de infectație acolo. La Mănăstirea Putna a izbucnit un focar, 31 de călugări au fost confirmați cu noul coronavirus și au fost transferați la spital azi noapte. Nu au forme grave ale bolii. Testarea comunității din Mănăstirea Putna s-a decis săptămâna trecută în urma unui deces și acum, iată, au apărut aceste rezultate. 31 de călugări internați care au fost evaluați la internare de medicul infecționist în serviciul de urgență la noi. Toată lumea are tratament stabilit medical.
medicației corespunzătoare. Preoții au fost testați la începutul săptămânii, după ce mai mulți s-au plâns că se simt rău. Rezultatele au venit după 4 zile, iar cei 31 de călugări au fost confirmați cu noul coronavirus. Cei 31 de călugări au fost transportați cu mai multe ambulanțe la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava. Managerul spitalului susține că starea celor 31 de bărbați este bună, majoritatea fiind asimptomatici. Evaluarea de astăzi a celor 31 internați de directorul medical și pe secțiune au fost internați fiecare dintre ei ne arată o situație destul de bună la ei, în sensul în care 29 sunt asimptomatici și numai doi au o formă ușoară de boală. Testarea întregii comunități de la Mănăstirea Putna a fost decisă săptămâna trecută, după ce un bărbat bolnav care locuia în mănăstire a murit, iar conducerea Direcției de Sănătate Publică Suceava a început o anchetă epidemiologică. Pe 5 mai, un alt călugăr de la Putna, în vârstă de 52 de ani, infectat cu COVID-19, a fost transferat cu un elicopter la Institutul Matei Balș din Capitală, în stare gravă. Da, ăsta este un focar consacrat Suceava, dar vorbim și de unul prezumptiv, dacă putem să-i spunem așa. La fabrica de frigidere din Găiești, 32 de angajați au fost confirmați cu coronavirus după doar câteva zile de la deschiderea firmei. În prima zi de muncă, doi angajați fuseseră testați pozitiv și, evident, s-a făcut anchetă epidemiologică. Au fost testați 100 de angajați din cei 4.000 ai fabricii până acum, pentru că înțelegem că se mai testează. Și, iată, s-au descoperit aceste 32 de cazuri. Întrebarea mea, domnule secretar de stat Baciu, e următoarea. De ce relaxarea n-a fost parțială pentru anumite zone, dacă nu cumva am pus pe toată lumea pe același plan, când iată în Suceava continuă seria infectărilor în grupuri mari? Are același statut Suceava ca Buzău sau Harghita, de exemplu, unde sunt aproape zero cazuri? Evident că sunt situații diferite, particulare, de la o zonă la alta, vorbim de, le cunoaștem cu toții. Mai un element important care cred că trebuie adus în discuție, faptul că inclusiv vedem că și aceste microfocare care ulterior, dacă nu aplici măsurile corecte de limitare a transmiterii virale, se pot transforma în cazuri serioase. Toate acestea pornesc de la cazuri singulare, 1-2 cazuri. Deși din punctul ăsta de vedere, faptul că acum, începând cu astăzi, responsabilitatea noastră individuală este cu atât mai importantă, trebuie să ținem cont și de lucrurile acestea. Sunt 1-2 cazuri la Putna, într-un județ în care știm că totuși virusul e răspândit și atunci, da, 1-2 cazuri într-un loc, încă 1-2 cazuri într-un loc, creează adevărate rețele de infectați, aceste 1-2 cazuri, nu? De-a lungul și de-a latul județului. Asta încerc să spun și eu, faptul că responsabilitatea noastră, începând de astăzi, este mult, mult mai importantă pentru sănătatea noastră colectivă, pentru celor cu care intrăm în contact, pentru oamenii din imediata proximitate. Ca să întreb altfel, cât de mare e pericolul ca din focare să se extindă cazurile în condițiile relaxării? Că până acum focarele erau cumva conținute, încercuite, carantinate, cum vreți să le spuneți. Acum, de exemplu, nu știu, mă gândesc că Găieștiul ar putea deveni o problemă, un orășel. Bun, Direcția de Sănătate Publică, prin medicii epidemiologi care desfășoară aceste anchete epidemiologice, analizează foarte exact și foarte clar fiecare situație nouă apărută, care și analizează și riscul de evoluție. Și evident că se vor impune orice fel de măsuri vor fi necesare, pentru că ideea este aceeași, de a proteja sănătatea populației. Și atunci când se impun măsuri, fie de izolare, fie de distanțare socială, de, mă rog, diverse tipuri de măsuri medicale și administrative, acestea vor fi impuse. Speranța noastră este ca să continuăm să avem comportamente la fel de responsabile și în continuare, cu atât mai mult în continuare, astfel încât să nu apară astfel de cazuri care să necesite măsuri ample, pentru că nu-și dorește nimeni, de fapt, să revină la o perioadă pe care am încheiat-o. Tocmai de aici este important să privim această perioadă ca una în care putem să câștigăm beneficii suplimentare, comportându-ne riguros și menținând în continuare cu mare strictețe. Beneficiul fiind acela ca peste 2 săptămâni, când se vor analiza la termen aceste măsuri, primele măsuri impuse, și în cazul în care se constată că acestea au avut obiectivul scontat și se poate continua această serie de relaxare a unor măsuri administrative, acest lucru se va face dacă, bineînțeles, rezultatele sunt favorabile unui trend epidemiologic. Deci de aici e important de ținut cont, de fapt, e esențial, de fapt, să ținem cont de faptul că responsabilitatea noastră individuală este cea care va determina și gradul și măsurile, de fapt, care vor fi luate de acum încolo.
Da, stau și mă întreb, domnule Baciu, cât timp va trebui să mai scadă sau numărul de cazuri sau care e reperul după care calculăm că măsurile astea totuși au efect? Și dați-ne un orizont de timp, să stăm cu ochii pe calendar în momentul, nu știu, X mai, Y iunie. Cât? Acest nou tip de coronavirus este nou pentru întreaga umanitate, inclusiv pentru comunitatea științifică, deci vine dintr-o familie de coronavirusuri pe unele dintre ele le cunoaștem, există deja câteva tipuri de coronavirus în România, diferite de acest nou tip. Deci, există câteva elemente de bază pe care echipele de cercetători le cunosc, care definesc caracteristicile acestui virus. Umanitatea a făcut cunoștință cu acest nou tip de coronavirus SARS-CoV-2 undeva la începutul anului 2020, sfârșitul anului 2019. Toate caracteristicile lui, inclusiv impactul pe care îl poate avea, nu știu, clima, umiditatea, diversele mutații, diversele chestiuni epidemiologice, sociale, urmează a fi descoperite. A trecut un timp mult prea scurt pentru a putea identifica și pentru a avea toate cunoștințele pe care le avem, de exemplu, despre gripă, despre virusul gripal, pentru care avem și un vaccin și pentru care lucrurile există măsuri atât preventive cât și de tratament, astfel încât să nu fie o problemă serioasă de sănătate publică. Ne întoarcem în câteva momente, stimați invitați, la discuție și introducem în ecuație și capitolul amenzi și restricții, în ce măsură suntem siguri că în acest weekend totuși putem conta pe niște reglementări foarte clare. Vorbim despre asta imediat. Localitate va trebui completată o declarație. Și am inclus foarte multe categorii de motive. Dacă are de îngrijit o proprietate, dacă are rude, membrii ai familiei, dacă are evenimente în familie, dacă trebuie să își efectueze ITP-ul, de exemplu. O perioadă de timp, recomandarea pe care am dat-o către forțele de ordine este aceea de a informa, de a solicita respectarea regulilor. Da, încercăm să elucidăm și această poveste a amenzilor. Secretarul de stat Andrei Baciu în continuare cu noi, profesorul Alfred Bulai, și ni se alătură și avocatul Vlad Soare, profesor de drept. Bună seara, domnule avocat! Încercăm să ne lămurim până la urmă în ce stadiu suntem în acest moment. Nu-i zicem vid legislativ, că nu sună bine, am văzut că nu le place autorităților. Dar în ce stadiu suntem, în ce situație ne aflăm cu povestea asta în care guvernul nu poate restrânge drepturi, pentru că nu-i dă voie Curtea Constituțională, s-a stabilit deja chestia asta și totuși, dacă nu poate restrânge drepturi, evident că nici nu poate amenda oamenii pentru că n-au respectat acele indicații. Și atunci, unde suntem pe tărâm practic? Aici, permiteți-mi să vă contrazic. Autoritățile, da, au dreptate când spun că nu suntem într-o perioadă de vid legislativ și nici nu am fi fost într-o perioadă de vid legislativ. În schimb, apărea pericolul imposibilității sancționării cetățenilor care nu respectă restricțiile. Și toată situația asta a fost generată de o interpretare ultraformalistă a Curții Constituționale, dar Curtea Constituțională, practic, nu a spus că sunt neconstituționale amenziile care urmează să fie date în aceste trei zile. Din contră, Curtea Constituțională a spus că substanța de urgență 2004 este constituțională din punct de vedere a instituirii stării de alertă, dar nu este constituțională în măsura în care s-ar lua restrângeri de drepturi și libertăți prin această ordonanță de urgență. De ce? Pentru că Curtea Constituțională are o jurisprudență mai nouă, mai nouă însemnând după 2003, pentru că până în 2003 avea exact opinia contrară, prin care a spus că nu pot fi restrânse drepturi și libertăți în ordonanțe de urgență. Dar decizia Curții Constituționale a început să producă efecte de la momentul publicării. Deci, practic, decizia pe care a pronunțat-o Curtea Constituțională acum două zile, în momentul de față produce efecte pentru că a fost publicată, însă guvernul a acoperit situația aceasta care se formase de trei zile în care s-ar putea să nu putem a aplica sancțiuni pentru că legea adoptată de Parlament privind starea de alertă urma să intre în vigoare începând de luni, a acoperit-o dând o altă ordonanță de urgență.
Și de fapt, domnule avocat, artificiu este așa, că dacă această nouă ordonanță de urgență n-a apucat să fie la Curtea Constituțională contestată, chiar dacă noi știm că ea nu poate să restrângă drepturi, guvernul mai încearcă o dată așteptând, mă rog, să treacă astea trei zile, că de fapt asta e miza. Aveți dreptate. Practic, dacă s-ar impune sancțiuni în această perioadă, ele ar putea fi contestate în instanță și ar trebui cineva ca să beneficieze de, să zicem, neaplicarea sancțiunii, să ridice o excepție de neconstituționalitate și să invoce jurisprudența Curții Constituționale. Dar acum, scopul acestor măsuri nu sunt, culmea o să spun eu, luate în defavoarea noastră și în favoarea chichițelor avocățești. Adică, realist vorbind, scopul acestor măsuri sunt tocmai pentru protecția noastră și ar trebui să fim destul de responsabili în aceste zile și să nu profităm de posibilitatea juridică pe care ne dă o jurisprudență a curții. Jurisprudența curții, cu care eu personal nu sunt de acord, dar și o mare parte a doctrinei drept constituțional nu este de acord. Adică să nu avem impresia că, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat într-o direcție, ea are dreptate în totalitate. Evident, trebuie să respectăm decizia curții. Evident, se spune curtea, da, rămâne spus. Că o mare parte a doctrinei drept constituțional consideră că pot fi restrânse drepturi și libertăți prin ordonanțe de urgență. Mai lămuriți-ne un lucru, domnule avocat. Dacă această ordonanță, ea s-a dat și toate recomandările astea, de fapt reglementările date aseară de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, sunt valabile o lună. Dar noi știm că de luni intră în vigoare legea care prevede măsurile pentru starea de alertă. De fapt e o suprapunere sau cum funcționează cele două? Una a început de azi, cealaltă va începe de luni. A avut grijă guvernul să se plieze, a citit legea și a zis ok, o să dau numai astea, că știți că există prevederea aia cu terasele se pot deschide din 15 mai, iar comitetul a zis nu, noi nu o să le deschidem. În mod clar, de luni de când intră în vigoare legea privind starea de alertă, absolut tot ceea ce va face comitetul acesta trebuie să se încadreze în rigorile legii. De asemenea, ordonanța aceasta de urgență 68/2020, de care vă vorbeam, ea va fi probabil, sau mă rog, cel mai probabil, respinsă prin lege de către Parlament, pentru că toate ordonanțele de urgență trebuie să fie aprobate sau respinse ulterior, da, de către Parlament. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Vlad Soare, pentru toate explicațiile. Ne întoarcem cu invitații noștri pentru concluzii în câteva momente. În această a doua oră a ediției noastre speciale vorbim și de ce s-a întâmplat cu economia, care nu s-a prăbușit în acest prim trimestru, din potrivă arată datele. Vedem imediat despre ce e vorba. Rămâneți cu noi! Astăzi cerul va fi norat în nordul, centrul țării și la munte, unde cu precădere în prima parte a nopții vor fi descărcări electrice.